continuare a Consiliului Local al municipiului Pașcani, arătând că aceasta este legal constituită. Din totalul de 19 consilieri locali sunt prezenți 18. Ședința, după cum se poate vedea, se desfășoară în sala de ședință a Consiliului Local, nu este nimeni online. La ședință participă primarul municipiului Pașcani, domnul Vintilie Marius Nicolae, viceprimarul municipiului Pașcani, domnul Rățoi Cristian, reprezentanții ai direcțiilor și serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Avem o invitată la ședință pe doamna Apostol Carmen, economist în cadrul Arsacis. Asemenea, mass media este prezentă. Înainte de a da cuvântul președintelui de ședință, supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 30 martie 2023. Cine este pentru? Împotrivă? Ține? Dau cuvântul președintelui de ședință. Cristos Ambiad. La citire dispoziției numărul 742, din data de 13.04.2023, primarul municipiului Pașcani, județul Iași, având în vedere dispozițiile articolului 133 alineatul 1 și articolul 134 alineatul 1 litera A din ordonanța de urgență numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere dispozițiile articolului 196 alineatul 1 litera B din ordonanța de urgență numărul 57/2019 privind codul administrativ, modificările și completările ulterioare, dispune articol unic, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Pașcani în ședința ordinară, data de 20 aprilie 2023, ora 9, în sala de ședință a Consiliului Local al Municipiului Pașcani, cu proiectul ordinii de zi prezentat în anexa numărul 1, parte integrantă din prezenta dispoziție. Precizez că la această dispoziție se adaugă dispoziția numărul 753 din data de 18.04.2023 privind suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Pașcani din data de 20.04.2023 și se adaugă la ordinea de zi un proiect suplimentar. Așadar, pe ordinea de zi avem în total astăzi 9 proiecte de hotărâre. Supune la vot ordinea de zi așa cum este prezentată în anexa numărul 1 la dispoziția primarului numărul 742 din 13.04.2023. Completată cu proiectul suplimentar pe care îl aveți la dispoziție. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Ordinea de zi a fost votată cu unanimitate, cu 18 voturi. Dau citire primului proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Pașcani pentru trimestrul întâi al anului 2023. Inițiator, primarul municipiului Pașcani. Avizele comisiilor. Venit favorabil. Discuții privitoare la proiect? Spuneți. Așa, după cum cunoașteți, noi am votat bugetul de venituri și cheltuieli în februarie. Atunci s-a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli și am făcut precizarea atunci că o să fim mai analitici pe execuțiile bugetare. Se observă din partea de venituri, dacă analizăm în contul de execuție, că în continuare există un excedent destul de mare, 16 milioane de lei, deci bani neutilizați, în condițiile când nu se utilizează bani, se plătește dobândă la credite și nu se utilizează nici creditele, iar noi am venit cu propunerea de diminuare a taxelor și impozitelor locale, deci este justificată propunerea noastră atât timp cât banii din veniturile proprii și banii bugetului Consiliului Local, excedentul de 3 ani de zile nu este utilizat. Deci închipuiți-vă că acești bani trebuie să intre în mișcare, în investiții, în diverse proiecte pentru municipiul Pașcani, astfel încât, așa cum spuneam și cu alte prelejuri, noi avem un excedent de 1,5 milioane, 2 milioane de lei, dar nu sume atât de mari, în condițiile, repet, cum se plătesc taxe și impozite
în condițiile când se plătește dobândă la, la împrumut. Și analizând partea de cheltuieli, se observă că cheltuielile de personal sunt oarecum menținute într-un anumit echilibru. Cheltuielile pe bunuri și servicii, la fel, nu a fost nici timpul necesar pentru a cheltui, probabil aici cine mai s-au dus pe energie electrică și alte bunuri, că e la seră, probabil, sectorul de gospodărie. O să vedem la jumătatea anului cum o să se prezinte cheltuielile pe acest capitol. Dacă analizăm partea de investiții, o să observați că pentru fondurile europene au fost prevăzut pentru trimestrul 1 atragere de 10 milioane de lei și s-au atras doar 3 milioane de lei în condițiile când sunt investiții în continuare. Părerea mea că se puteau atrage mult mai mult și mă uit la Palatul Cantacuzino, ploile acestea l-a prins în același stadiu, ne-a acoperit și vă închipuiți ce influență are au aceste ploi la acest obiectiv de investiție. Spuneați că o să-l finalizați până la sfârșitul anului, repet, mă îndoiesc că o să fie finalizat acest obiectiv de investiții până la sfârșitul anului, atât timp cât se lucrează foarte, foarte încet spre deloc. La partea de investiții din fonduri proprii, de aici se trage concluzia că nu există investiții în continuare, pentru că s-au prevăzut 3.744 milioane de lei și s-au atras 138.000 de euro, s-au achitat niște studii de fezabilitate, știu eu, anumite avize, un procent de 3%. Doar dacă existau investiții în continuare, sigur, alta ar fi fost situația contului de execuție pe acest segment. Deci, dovadă că nu avem nici la ora actuală pregătite studii și proiecte. Iar catastrofală mi se pare situația de atragerea fondurilor din PNRR, unde practic nu s-a atras practic nimic. 0,09% atragere pe PNRR. Unde de cele mai multe ori se încerca să se aducă în fața noastră și a opiniei publice că de anul acesta se vor demara aceste investiții și se vor atrage acești bani din fondurile destinate pentru acest scop. Un alt aspect pe care l-am constatat, noi plăteam subvenții enorm de mult. Am plătit în termoficare foarte, foarte multe subvenții și mergând cu niște ajutoare în perioada aceasta sărbătorilor pascale, am constatat că există foarte multă suferință. În condițiile când noi plăteam subvenții, milioane de lei, nu s-au găsit 200, 250, 300 de mii de lei pentru a asigura acele etichete valorice pentru oamenii care au o situație dificilă, deosebită, datorită situației pe care o trece cu inflații, prețul mare la energie, la gaze naturale, la alimente. Deci situația este deosebit de grea pentru cetățenii municipiului Pașcani. Sigur, la jumătate de an o să avem, cred, o situație mai clară, dar eu nu văd mari schimbări, pentru că mai sunt 2 luni de zile și analizăm contul la jumătate de an. Nu văd mari schimbări pentru jumătatea anului. Deci noi nu vom vota acest cont de execuție, pentru că, repet, sunt foarte mulți bani acumulați, neutilizați, în condițiile când investițiile stagnează. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Marco, rog! S-a înviat, bună dimineața tuturor! Câteva chestiuni vreau să precizez și eu. Într-adevăr, avem un excedent pentru că avem grijă de banii pe care îi gestionăm. Încercăm să cheltuim cât mai puțin și încercăm să punem banii pentru investițiile care vor urma. Iar la aceste investiții care vor urma, suntem deja pe parcurs cu niște proceduri. La cimitir, știți dumneavoastră că trebuie să facem achiziția de lucrări.
probabil într-o lună de zile, vom stabili cine este câștigătorul licitației și vom da drumul la lucrările de la cimitir. Am pus la licitație documentațiile pentru 50 de străzi. Imaginați-vă dumneavoastră câte milioane de lei ne trebuie nouă ca să facem cele 50 de străzi. 60 milioane, cât este excedentul astăzi, este foarte mic. Din punctul meu de vedere, acest excedent, în momentul în care vom demara investițiile, se va topi foarte repede. Plus celelalte investiții, care știți, că este piața, avem cofinanțările de la fonduri europene. Inclusiv astăzi avem un proiect din PNRR, unde avem niște indicatori tehnico-economici cu o parte de cofinanțare de aproape 1 milion de lei. Deci lucrurile astea, cum să vă spun eu, o să urmeze în perioada următoare, o parte deja sunt începute, iar faptul că avem un excedent astăzi ne face, cum să vă spun eu, ne dăm un avantaj nou ca funcționare la primărie, pentru că avem un cash cu care putem să achităm astăzi facturile la proiectele în curs. Referitor la gradul de încasare din fonduri europene, avem cereri de rambursare, deci avem cereri făcute ca să primim banii, bani pe care noi am plătit, da, celui care lucrează, din aproape 3 milioane de lei. Deci 3 milioane i-am încasat, 3 milioane nu i-am încasat, dar nu este vina noastră, urmează să dea drumul cei de la ADR prin Ministerul Dezvoltării la încă 3 milioane, să fac undeva aproximativ 7 milioane. Deci, dacă nu aveam excedent și acest cash flow la dispoziție, probabil unele din aceste proiecte puteau să fie întârziate sau blocate. Și știți și noastră în ce situație suntem, pentru că în acest an trebuie să terminăm proiectele astea, facem tot posibil. Deci, economiile care se fac, se fac în special pentru investiții. Referitor la taxe și impozite locale, repet ceea ce am spus întotdeauna, din punctul meu de vedere, nivelul de impozitare, cotele de impozitare în municipiul Pașcan sunt niște cote normale. Nu sunt niște cote nici mari, nici mici. Deci, cred că suntem într-o normalitate în ceea ce reprezintă atât zona, cât și țara. Referitor la împrumutul pe care îl avem la dispoziție pentru cimitir și pentru piață, el este de 2%. Vă dați seama că astăzi, dacă ar fi să cauți niște bani pe piața liberă, cam 10% este un daie pentru un împrumut. Dacă am făcut acel împrumut anul trecut, din punctul meu de vedere este un avantaj. Din momentul în care vom începe la cimitir, cu siguranță, sperăm și la piață, lucrurile se vor debloca de acolo, avem disponibil în așa fel încât investiția să meargă cu siguranță înainte. Despre cereri de rambursare am vorbit. La aparatul Cantacuzino facem tot posibilul împreună cu constructorul, cu proiectul de gente de șantier, să dăm cât se poate de repede înainte să terminăm investiția. Personal, la 2 zile mă duc acolo să verific câți oameni sunt pe șantier, dacă au venit, dacă nu au venit instalatorii, dacă sunt probleme, dăm drumul la avize, ne străduim să facem cât se poate de mult acolo. Despre licitații v-am vorbit, despre PNRR, vedeți și dumneavoastră că urmează deja, încep să vină studiile de fezabilitate, iar un lucru important care să știți dumneavoastră, am scos la licitație studii de fezabilitate cu proiectare la un loc. Deci, acum, partea de proiectare este scurtă. Da? Studiul de fezabilitate este același om care a preluat lucrarea, ne-a predat studiul de fezabilitate la Unire acum, dacă trece de votul Consiliului Local, partea de proiectare ar trebui să dureze foarte repede. Pentru că nu vine altcineva să ia gândirea de la zero. Referitor la să zicem, chestiune legată de cadouri sociale, cum le numesc eu. Să știți că Serviciul de Asistență Socială din primărie muncește. Muncește destul de mult. Am avut în perioada următoare și mă bucur că Guvernul României, în formula politică care este acum, a găsit de cuvință ca să dea susținere pentru acele familii care au nevoie de susținere în perioada asta, mai ales de inflație și prin criza energetică prin care trece România, toate cererile care au venit la noi, referitor la susținerea pentru încălzirea casei, pentru alimente, care sunt sub formă de bonuri, carduri sau sunt sub formă de pachete, cei de la asistență socială lucrează, au lucrat, ne-am achitat de toate obligațiile pe care le-am avut și cred că la Pașcani nu sunt probleme. Adică din sute și sute de cereri pentru chestiunile astea sociale, eu zic că primaria municipiului Pașcani aproape în totalitate s-a
onorat sau s-a achitat de obligațiile care le aveam prin lege. Mulțumesc. Doamna Negrescu, bună ziua, stimați colegi. N-aș fi vrut să intervin, dar văd că domnul Mitilie încă o dată confundă sprijinul pe care comunitatea locală, autoritatea locală trebuie să-l acorde persoanelor aflate în nevoie, persoanelor aflate în risc social ridicat, cu pomeni electorale, cadouri sociale. Domnul primar, Serviciul de Asistență Socială muncește mult. Vă dau dreptate. Dar toate beneficiile pe care le acordați sunt beneficii acordate prin lege și sunt bani special veniți la guvern pentru aceste beneficii sociale. Eu cred că dumneavoastră ori nu vreți, ori nu știți realitatea din comunitatea noastră. Suntem o comunitate în care sunt oameni aflați într-un risc social ridicat. Eu nu cred că din bugetul nostru local, pentru că se plătesc taxe și impozite destul de ridicate, nu am fi putut acorda un minim de sprijin acestor persoane care n-au avut ce pune pe masă cu ocazia sărbătorilor pascale sau de Crăciun. Refuzul dumneavoastră încă puțin ar ajuta o caracterizare. Nu înțeleg. Vă rog să mergeți în teren. Vă rog să mergeți la familiile nevoiașe, cu mulți copii, la bătrâni singuri, care n-au avut nimic pe masă cu ocazia sărbătorilor pascale. Eu cred că era datoria noastră, ca și Consiliul Local, să votăm. Noi am propus, dumneavoastră ați votat, acordarea acestor tichete sociale, care le acordă toate comunitățile și comunele cele mai mici pentru cei mai necăjiți oameni. Al doilea aspect pe care vreau să-l menționez. Noi nu vom vota, așa cum a zis și domnul Fantazi, această execuție bugetară, pentru că se vede foarte clar lipsa de investiții și neutilizarea eficientă a banului public. Spuneați dumneavoastră că urmăriți îndeaproape proiectele cu finanțare europeană. Eu încă o dată țin să atrag atenția că în momentul în care nu veți închide toate proiectele pe care le-ați găsit în implementare, proiecte cu finanțare europeană, până la finalul anului, toate cheltuielile care vor decurge ulterior vor reveni Consiliului Local. Și sunt sume foarte, foarte mari de bani. S-ar putea, la un moment dat, să sperăm că nu, să ajungem într-un blocaj financiar. Pentru că vine și PNRR-ul din spate. Și s-ar putea să nu mai puteți duce mai departe niciun proiect. S-ar putea acel excedent să fie absolut insuficient. Un al treilea aspect este legat de faptul, de împrumutul pe care noi l-am votat cu toții pentru a demara de urgență cele două mari nevoi ale comunității noastre, respectiv reabilitarea pieței din vale și construirea noului cimitir. V-am acordat acest gir, tocmai pentru că sunt două nevoi reale și majore ale pășcănenilor. Iată, au trecut aproape 2 ani jumătate, plătim dobânzi, și banii nu sunt utilizați. Veniți și ne spuneți Consiliului Local și implicit pășcănenilor ce afacere bună am făcut noi ca primărie că am contractat aceste împrumuturi. Păi nu, afacerea era bună dacă se realizau investițiile. Pentru că în acest moment piața din vale și cimitirul trebuiau să fie două obiective de investiții închise în care v-ați vrea să tăiați panca, da? Ați avut bani și ați blocat aceste două proiecte. Deci, în concluzie, noi nu vom vota această execuție bugetară. Doar două precizări. Atât de frumos prezentați aspectele de
și vă scuzați și încercați să, să motivați, mai bine spus, neutilizarea și neimplicarea în derularea acestor proiecte. Eu credeam că acest discurs era fezabil și credibil acum un an. Dar după 2 ani și jumătate să vii cu aceleași aspecte, motivul în care o să facem, o să trecem, avem bani. Eu vă spun și uitați și îl rog și pe domnul Pintilie, ce sancțiune din punct de vedere administrativă și electorală își asumă în condițiile când cele 3-4 proiecte care au rămas pe fonduri europene nu vor fi implementate până la 31 decembrie. Pentru că nu vor fi implementate. Este timpul atât de scurt și atât de imprevizibile încât nu se vor putea finaliza aceste proiecte pe fonduri europene. Asta strict pe fondurile europene. În ceea ce privește, veniți acum, după 2 ani și jumătate, în condițiile când era un contract în derulare lăsat în 2020 cu 83 de străzi, nu 53 de străzi, cu o valoare mult mai mică la momentul respectiv, promițând că o să veniți cu motivul pentru care ați reziliat contractul respectiv și veniți și spuneți că o să scoateți la licitație pentru studii de fezabilitate, ori studiile de fezabilitate în acest moment trebuiau să fie deja în implementare, să fie documentațiile pregătite, licitații făcute și acolo unde erau prevăzute investiții în infrastructură, după ce se finaliza apa, canalul, să se vină cu covor asfalt. Inclusiv tot aerodromul era prevăzut pentru așa ceva. Toate străzile de pe aerodrom, majoritatea străzilor din suburbii erau prevăzute și, bineînțeles, și o serie de străzi din oraș, gen Amurgului, Victoriei, Brateș și așa mai departe. Observați că încep deja o serie din lucrările care s-au executat, care au 10-12 ani de zile, să cedeze. Va trebui să începem reluarea acestei activități de amenajare trotuare și a ștergere din nou a covorului asfalt. În condițiile când noi nu am un metru pătrat de covor asfaltic sau de investiții pe străzi, nu avem în cei 2 ani și jumătate, cu excepția acelor străzi care au fost cu contractul în derulare. Deci nu înțeleg de ce ați renunțat la acel contract. Pentru studii pe zabilitate. Vă răspunde, domnul primar. Hai, repede ce am mai spus de vreo 3-4 ori pe ședință de Consiliul Local, încerc să fiu foarte scurt. Nu a renunțat nimeni la niciun contract pentru documentații la străzi. Cel care a semnat contractul nu s-a onorat de contract. Deci nu am renunțat noi. În consecință, i-am dat un certificat negativ PSA, iar astăzi suntem în litigiu în instanță cu el, pentru că nu și-a onorat contractul, lucru care se poate verifica de către oricine. Deci nu am renunțat noi, el n-a făcut lucrarea pe care trebuia să o facă. A ieșit din termen. Ce puteam să facem noi? Am reluat această procedură, iar chestiunea cu străzile nu este teoretică. Astăzi puteți să verificați pe SEA. Există un anunț pentru 50 de străzi la documentații tehnice, atât DALI cât și proiectare. Iar referitor la chestiunile... Aici o clipă, întrebare concretă. Dacă e în instanță și câștigă, cum rezolvați problema? Să vedem un termen de livrare și noi vreau, cum să știți și domnul Fantaz. Să știți, dar la piață nu e domnul Bonachin. Mă, nu, domnul, nu mă stricați lucruri. Domnul Bonachin, vă spuneați că ați avocat, n-ați mai văzut în instanță? Da. Dar nu prea, că după ce înseamnă că trebuia să câștig. Vreți altceva? Dacă vă spun la restul de proiecte care sunt. Eu vă spun sincer, noi ați venit acum, domnule, în 2 ani jumătate n-ai reușit dumneata să faci ce n-am făcut eu în 8 ani. Asta e concluzia? Păi da, cam asta nu, și sunt. Dacă nu le rezolvați proiectele în derulare pe fonduri europene și
Am veți angajat din punct de vedere financiar la câteva zeci de milioane. Aveți un mare dac în față. Deci da? Eu vă spun dat în față, vă spuneți opinii, după un sfert de asta. Aceste proiecte nu vor fi implementate până la 31 decembrie. Deci până la 31 nu vor fi. Am o singură variantă pe care o practic de 2 ani jumătate. Vin zilnic la muncă, de dimineață până seara, ne străduim să facem cât se poate de mult cu toată echipa din primărie. Am încheiat. Cetățenii nu vă ales puntuale la proiect. Domnul Lariu, vă rog, domnule Țanapă. Da, vreau să fac o remarcă la ceea ce a spus domnul primar, și anume că domnia sa face economie la buget și din cauza aceasta excedentul este cum este, da? Vreau să aduc aminte că în mandatul trecut, domnul consilier Vindilie era totuși totul de altă părere, în sensul că spunea că necheltuirea acestui excedent era incompetență. Da, mă rog, da, știți cum e, de la an la an, se mai întâmplă, mai sunt și schimbările climatice, apoi o caracteră, asta rămâne de... Ce vreau să vă întreb? N-am auzit nimica de, bun, proiectul de Boarga Salini, da? Pentru că vedeți, și aici vreau să mă refer strada Murcului, un exemplu, era pe primul lot, spune canalizarea, trebuie să fie, fondurile să fie deja, ca să zic așa, să bat la ușă. Și doi, într-o conferință de presă, dumneavoastră ați făcut o referire la cimitir și vă, care a venit ideea pe care ați spus-o de când erați consilier, că veți face gardul și veți da drumul la mormântări, fără a mai face acea capelă. Trebuie să explicați despre ce este vorba. Domnule primar, domnule primar, Ghesalini, documentația este PSA. Pentru cimitir, în caietul de sarcini, este prevăzut ca în primele 6 luni de zile să facă partea de morminte, după care să se apuce de capelă. Domnul consilier Neuța, vă rog. Da, vreau să intervin cu privire la un fapt pe care l-a pus în discuție doamna Nedel, cu anume cu tichetele sociale neacordate. Și vreau să spun că, doamne Dăpă, sunteți într-o contradicție de idei. Și o să vă explic de ce. Principiul suprem în asistență socială este următorul. Dacă ai o comunitate, dacă ai resurse limitate la îndemână și ai o panoplie întreagă de nevoiași, nu distribui acele resurse în mod egal la fiecare, ci identifici un caz sau două, în fine, câteva cazuri, număr foarte limitat, pe care să-i ajuți cu adevărat. Astfel încât, dacă dumneavoastră ați spus că serviciul de asistență socială își face datoria cu adevărat, sunteți convinsă de asta, la fel și domnul primar a spus, atunci, cu siguranță, nu ar fi trebuit să existe sau nu există oameni care chiar nu au avut ce pune pe masă în ziua de Paști. Dar dacă au existat cu adevărat oameni care nu au avut ce pune pe masă în ziua de Paști, înseamnă că serviciul de asistență socială din primărie nu și-a făcut datorie. Deci, cum ar veni, ar trebui să vă hotărâți oamenii de lucru. Dar atunci am să și domnul primar, da, am susținut că și-a făcut datoria acest serviciu. Cu alte cuvinte, ar fi fost anormal și neprofesionist acordarea acelor tichete, în condițiile în care guvernul oricum a acordat ajutorul cuvinte. Asta am spus. Mulțumesc. Da, trebuie să răspund domnului consilier. Da, serviciul de asistență socială își face datoria în ceea ce privește sarcinile de serviciu. Întocmirea închelilor sociale, acordarea ajutoarelor venite de la guvern. Dumneavoastră nu v-ați făcut datoria când noi am propus alocarea bugetară pentru tichete, pentru sărbătorile de Paști și Crăciun și n-ați votat pentru cei mai nevoiași oameni. În baza de date a serviciului de asistență socială există toate persoanele aflate într-un risc major de sărăcie. Aceste tichete sociale se acordă în baza anchetelor sociale, cu adeverințe și documente justificative. Deci nu este vorba de niciun cadou social sau electoral, cum zice domnul Pintilie. Da? Deci dumneavoastră, colegii mei din Consiliul Local Liberal, nu v-ați făcut treaba pentru că ați refuzat la propunerea primarului să acordăm aceste tichete.
Eu cred că dumneavoastră trăiți în Pașcani. Eu cred că dumneavoastră nu mergeți printre oameni. Să vedeți realitatea din teren. Câți oameni săraci și necăjiți sunt în municipiul nostru și, într-adevăr, nu au avut ce pune pe masă ocazia Sfintelor Sărbători Pascale. Sunt termeni foarte mari, așa, doamne, bombastici. Oamenii care nu au avut ce pune pe masă, din asta se pare că mergeți prin Pașcani numai prin casele săracilor, din câte observ. Vă rog să ne faceți o listă și nouă, să ne spuneți exact care sunt cei mai săraci oameni din Pașcani. Din câte spuneți dumneavoastră acum, pare că, într-adevăr, serviciul de asistență socială din Plunici ar fi și inexistent, pentru că dumneavoastră știți mai bine. Din moment ce spuneți-ne exact care sunt acele familii care nu au avut ce pune pe masă și care sunt atât de săraci încât au nevoie de acel tichet social pentru supraviețuire. Pentru că așa văd că puneți problema și mi se pare că e oarecum un teatru absurd aici. Complet electoral. Complet electoral. Din respect pentru pășcăneni, din respect pentru oamenii necăjiți, din respect pentru persoane vulnerabile, eu n-am să continui acest dialog cu dumneavoastră, care trăiți probabil în alte, nu știu, în alte straturi sociale. Nu vedeți, într-adevăr, realitatea din comunitatea noastră. Comunitatea pășcăneană, într-adevăr, are parte și de categorii de persoane cu nivel de trai foarte ridicat, cu nivel de trai mediu, dar, din păcate, cum sunt peste tot, sunt și oameni foarte, foarte necăjiți. Dacă vreți să vă fac eu o listă, eu pot să vă furnizez minim 100, minim, pe care îi știu, pentru că îi știu, pentru că am lucrat în primărie, pentru că lucrez într-o școală unde marea majoritate a copiilor provin din familii vulnerabile, pentru că merg printre oameni și cunosc oameni, da? Dacă dumneavoastră aveți curiozitatea, mergeți sus la Serviciul de Asistență Socială și solicitați baza de date și veți vedea, într-adevăr, cât de mulți sunt acești oameni, da? Din Pașcani și comunitatea noastră. Și am încheiat dialogul cu dumneavoastră pe această temă din respect pentru persoanele vulnerabile. Stimați colegi, deja dialogul s-a dus în altă direcție. Înainte de a-i da cuvântul și domnului Grigoriu, sper să fie la subiect abordarea dumnealui, țin să precizez că domnul primar nu a formulat de niciun caz expresia cadouri electorale, ci cadouri sociale. Și vorbim de sărbători, ideea de cadou nu cred că este deplasată. Domnul Grigoriu, poftim. Deci, domnul primar, pentru că doamna Nedelcu și a exprimat disponibilitatea să ne prezinte o listă, vă rog să o confruntați cu lista din cadrul Serviciului Social să vedem dacă există scăpări sau nu. Da? Vă rog. Stimați colegi, cred că este cazul să trecem la procesul de vot. Cine este pentru? Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Abțineri, da? Proiectul a fost aprobat cu 10 voturi, trecem la următorul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Pașcani la programul privind casarea autovehiculelor uzate, finanțat de administrația fondului pentru mediu și aprobarea contractării de către municipiul Pașcani a acestui program pentru un număr de 300 de autovehicule uzate. Inițiator primarul municipiului Pașcani. Avizele comisiilor? Juridic favorabil. Urbanism favorabil. Discuții legate de proiect, domnul consilier, vă rog. Aș dori să întreb cine a hotărât să fie doar 300 de autovehicule casate, pentru că limita ar fi de 500. Este adevărat că avem nevoie de casarea acestor autovehicule și acordarea acelui sprijin pentru întinerirea parcului auto, că vedeți fiecare zi de zi răzile sunt sufocate. Răspunde inițiatorul proiectului. Deci noi avem astăzi la primărie undeva la vreo 40-50 de cereri, din câte știu eu. Am făcut o evaluare, am zis că 300 de astfel de autovehicule pentru acest an, că probabil la anul vom avea o nouă etapă de multianual. Eu zic că dacă reușim să atingem targetul de 300, din punctul meu de vedere, am făcut o treabă bună pentru municipiul nostru.
Impactul bugetar este undeva la 180.000 de lei pentru noi, pentru că 600 de lei pune Consiliul Local, iar 2.400 pune Guvern. Sperăm să funcționeze bine și la anul, dacă vom avea cereri suplimentare pe care nu putem să le onorăm, le reportăm pentru la anul și o să luăm o hotărâre atunci împreună cu dumneavoastră, dacă 300 este potrivit sau nu. Deci ca și procedură. Deci finanțarea este la Ministerul Dezvoltării, Mediu. Deci ca și procedură. Deci noi facem propunerea și noi aprobă. E un concurs de oferte. Ce se întâmplă? Cum e procedura? Noi stabilim un buget, da? E 300 de bucăți, bugetul trebuie să-l comunicăm lor, ne înscriem în acest program, ei cumulează bugetele de la toate UAT-urile și... Dar și impact bugetar ar fi vorba de 30.000 sau 300.000 de lei? 180.000 de lei pentru noi. Pentru noi. Iar de partea cealaltă de 18.000 ori... Ori 4, da, corect. Deci, asta zic. Bine de început, pentru că sunt multe, să zicem, persoane din oraș care deja au aflat despre acest subiect din mass media și au început să depună cereri. Ceea ce am acumulat până acum sunt ceva de ordinul 10-lor, deci să zicem până într-o 100 de cereri. Noi am zis să facem 300 ca să fie îndestulător. Repet, dacă vom avea 350 sau 400, pentru anul următor o să facem alt proiect și o să ne înscriem din nou în această campanie națională. Și motivul pentru care am convocat această ședință ordinară mai la mijlocul lunii este tocmai pentru că în zilele următoare trebuie să ne înscriem cu acest proiect, să ne înscriem cu acest proiect în sistemul național. Mai sunt discuții legate la proiect, domnul Arimburu? Da, eu cred că ar fi fost mai benefic să se meargă la cifra maximă, adică la 500, pentru că, de dumneavoastră, în cont de birocrația și pe care, de care avem parte cu toții, și modul cum se mișcă lucrurile și la noi în primărie, ca să fie făcut pe 500, să spunem la anul, acum nu știm, nu vor fi 300 sau mai multe, dar dacă ar fi mai multe, vă dați seama că la anul alt proiect, alte hârtii, alte aprobări, alte și alte și alte. Atâta timp cât noi avem suma prinsă în buget, nu văd de ce n-aș mers pe 500, da? Și mergând pe 500, automat, în eventualitatea în care, pentru că așa, dacă ați uitat o leacă în viitor, eventualitatea în care sunt mai multe cereri decât acele 500 propuse, 300 propuse, n-ați mai avea parte de, iarăși, hârtii și așa mai departe, de a încărca ca să zic, aparatul de specialitate din primărie la anul, cu alte proiecte, cu alte inutile, pe punctul meu de vedere. Da? Acum... Nu este o plecare de program inutil, domnul Adiu. Este un program multianual. Bugetul ăsta va trebui votat în fiecare an. N-ați înțeles nimic. Eu am înțeles și cum vreau voastră. 301 mașini. Da. Pentru una, două, cinci, nouă, nu are importanță, cei peste 300, trebuie să mai veniți cu un proiect, trebuie să mai veniți cu o documentație, trebuie să mai veniți și aici să încarcă iarăși aparatul de specialitate cu alte și cu alte și cu alte. Și iar la minister... Nu ați înțeles proiectul și nu ați citit nici legea. N-am înțeles. Doar portiți așa ca să vă aflați la fi pericol. Așa este. Deci acest buget se votează în fiecare an cât ține programul. Este un program multianual. Și dacă aprobați acum, și dacă l-aprobați acum pe 500, care e problema? Dar care e problema? Eu vă întreb, care este problema? Problema este că sunt niște bani blocați la buget. A, și nu avem pentru panseluțe, am înțeles. Da, bine, nu avem pentru panseluțe, care e problema? Alte discuții legate de proiect, vă rog? Trecem la procesul de vot. Cine este pentru? Cine este pentru? Domnul Hantar, pentru? Eu. Împotrivă? Abține? 18. Proiectul a fost aprobat cu 18 voturi. Trecem la următorul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, numărul 48 din 2009, consolidat 2021, prin actul adițional numărul 3. Inițiator primarul municipiului Pașcani. Avizele comisiilor? Juridic favorabil. Vă rog, favorabil.
o invidiem pe doamna Apostol Carmen din partea ASACI să ne prezinte situația și eventual să răspundă la întrebările consilierilor locali. Să prezint încă o dată tot proiectul? Nu. Sau? Cred că este suficient să răspundeți întrebărilor care vin din partea consilierilor. Au fost discuții pe comisii. Vă rog. Discuții, vă rog. Domnul Ariun. Eu ieri am cerut în Comisia Economică prezența unui reprezentant al operatorului. Deși proiectul este vizează asociația. Ideea era în felul următor, că aș fi vrut să aud dacă s-a mai întâmplat ceva cu acele cursuri, pentru că numai mâine nu-i pui mâine, dar și a venit căldură, că e vara, va veni seșta, probabil va veni seșta. Și iar pășcăneni vor trebui să meargă la izvor cu viitoare ne zbate și o să ne spună cei de la Pavital Operator în speță, să ne spună, domnule, nu avem apă pentru că nu avem apă. Da? Sau mai știu eu că vedeți puturile, vedeți aia, vreau să știu eu, ce s-a mai întâmplat de anul trecut? Mi s-a promis că se va face ceva, s-a făcut ceva sau nu? Da? Pentru că nu vreau să mai aud scuze dacă în eventualitate în care poate anul ăsta sau poate celălalt, vom avea din nou o serie și trebuie să ieri. Nu știu dacă ne puteți răspunde, eu am solicitat reprezentantul unui operator, a operatorului. Preluați ideea și transmiteți-o la operator. Sigur că da. Pentru că operatorul are obligația să asigure serviciile de apă. Dacă pățești într-un an, adică se întâmplă să nu ai apă din cauza secetei, da? Și tu ai pus forma ta, n-ai făcut nimic, atunci nu mai ai spus la doilea. Mai sunt discuții legate de subiect, mai aveți întrebări către doamna. Deci am înțeles din proiectul acesta, practic, obligă OAT-ul să finanțeze branșamentele pe domeniul public. D'acord. Branșamentele, de apă, canal, pe domeniul public, nu? Deci eu, ANRSC-ul... Este o prevedere a ANRSC-ului, este o ordine din 2007 care trebuie să precizeze. Spune că cheltuielile pentru executarea branșamentului, inclusiv a tămânului de acometul, revină în producătorul administrației publice locale. Asta pentru că branșamentul, inclusiv până la acometru, face parte din domeniul public. Este parte a infrastructurii de apă, respectiv de canalizare privind raporturile și atunci... Care au plătit? Poftim? Care au plătit? Deci tocmai din 2007, cu vederea ANRSC-ului. Aici să vă spun, în legea 241, la articolul 3.9, există o definiție a branșamentului, care este preluată, practic, în contractul de delegare și, într-adevăr, se folosește pe termen. Spun așa, finanțarea execuției branșamentului se asigură de operator, respectiv de utilizator, corespunzător punctului de delimitare a instalațiilor. Asta prevede legea 241. Exact la fel este preluată și în contractul actual în vigoare. Termenul este general, pentru că mai departe, în cadrul definiției, termenul de utilizator face, de fapt, referire la utilizatorii din condominii, nu cei de la casă. Aici s-a creat confuzia și în cadrul controlului, deci eu am observat termenul, utilizarea generală a termenului și ne-a trasat sarcina să precizăm mai clar și să eliminăm, de fapt, termenul, să ne conformăm ordinului 88/2007. S-a încercat să se eludeze prevederea legală. Chiar și a precizat că OAT-ul are obligația de a plăti aceste branșamente. Legea spune că
nu UAT-ul sau operatorul. Sau Consiliul Județean. Cele trei entități sunt prevăzute. UAT-ul, Consiliul Județean sau operatorul. Nu ați spus doar ce vă convine. Asociație. Da, așa prevede ordinea de asociație. Da, nu ați spus doar ce vă convine, că UAT-ul neapărat. Cu privire la cei care au plătit, din punctul meu de vedere, trei ani înapoi pot să se adreseze, să solicite sumele de bani. Da, absolut. Aici nu mai au precizare. Ca UAT-ul să fie plătit, ar fi trebuit ca cetățeanul să fie avut o exemplu acolo ca să-și ia bani înapoi. Ar trebui să facă dovada că a venit la primăria adresată, o cere și adică documentația... Exact asta am spus. Nu avea de unde cetățeanul să știe de ordinea RSC. Așa am spus și pe Comisia Juridică ieri și chiar îi fac un apel la domnul primar. Vă rog să aduceți la cunoștință public, prin mijloacele media care le avem, printr-un anunț, că cetățenii au acest drept și vă rog să nu mai faceți diferența între bloc și casă. Toți sunt proprietari de imobil. Utilizator. Utilizatorul și spune branșarea la rețeaua publică. Nu spune că e căminul în curte sau în stradă. Se branșează la rețeaua publică și se poate suporta. Acum trebuie stabilit exact dacă va trebui să plătească UAT-ul, Consiliul Județean sau asociația. Domnul consilier Haldar, vă rog. Întâmplarea face ca să fi beneficiat anul trecut un deranjament la o proprietate din comuna Tătăruș și vreau să vă spun că, într-adevăr, cei care au făcut instalația și branșamentul au venit până în cămin și cu un interval de instalarea aprometrului și așa. Deci fără a solicita decât niște costuri de branșare au luat totuși. Și e vorba de apa vital, nu e vorba de altcineva. Deci s-a plătit și e vorba de anul trecut, iar apa vital știa de și atunci că era prevederea asta. În mod normal și acum noi în municipiul Pașcani avem o rețea care urmează să fie reabilitată și extinsă în unele zone. Trebuie oamenii să știe că ei trebuie să plătească doar de la cămin încolo și până la cămin totul să intre în costurile investiției respective. Deci trebuie actualizat la proiectele de rodare de la noi, de la Pașcani, să nu se ceară. Eu am plătit la Tătăruș o taxă special de branșament până și apometrul l-am plătit la timp. Deci, nu se respectă, chiar de către apa vital, și să știți legat că ați făcut precizarea privire la acest apometru. Cine și-a plătit un instrument de măsură și control are dreptul să facă ce vrea cu el. Nicăieri în lume nu se plătește contor de gaz, contor de lumină și apometru. Aceasta este o aberație, pentru că atunci nu ți-ar putea fi sigilat. Este proprietatea ta și poți să faci ce vrei cu proprietatea respectivă. Iarăși acest lucru legat de apometrele generale, apa vital trebuie să iau o hotărâre. Ei trebuie să le plătească pentru că le sigilează. Apometrul oricum când îl cumperi este sigilat. Păi este sigilat, dar dacă l-am cumpărat, eu am dreptul să fac ce vreau cu el. Nu pot să le sigilez cineva decât dacă nu este proprietatea mea. Sigilat și nu mi-a cerut niciun cost. Și asta e anul. Domnul consilier, până aici. Văd că suntem în ambele SCE. Suntem în față, tot vorba de un oameni din Cărcarea Consiliului. La tu ai în advertență în contractul ăsta de delegare. Mai sunt și alte în afară de asta? Nu. Deci e unde? Nu e așa, da. Mamă... De unde știți? De unde? Ce să citiți? Vedeți, studiați vreau să sunteți speciali. Eu uite, la urmă, dar tu știu că nu pot să mă cumpăr în ordinarele SCE. Am făcut toate modificările, pentru că mai sunt precizări în contract. Pe trimitere la branșament, la articolul 7 și 8, respectiv, spuse de anele 10 pentru modificare, dar le-am modificat pe toate. Tot ce ține de branșamente și acorduri. Modificarea se referă strict la, case, la locuințe, pentru că mi-amintesc, și bine precizat Angela, mi-amintesc că toate blocurile care au fost făcute, inclusiv ANL-urile, obligativitatea era UAT-ului să execute partea de sistematizare și branșamentele de apă și toate branșamentele, inclusiv gaz
și electric. Deci se referă strict la casă. 241 are, într-adevăr, de mai sunt discuții legate de proiect? Mai aveți întrebări pentru doamna Apostol? Atunci putem trece la procesul de vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a fost aprobat cu 18 voturi. Trecem la următorul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu pentru construire locuințe pe teren în suprafața măsurată de 260 de metri pătrați, 230 de metri pătrați din acte, identificat cu număr cadastral 65081, situat în Alea Mihai Eminescu, numărul 16A, municipiul Pașcani. Inițiator, primarul municipiului Pașcani. Avizele comisiilor. Trecem la discuții. Înainte de discuții, dragi colegi, vă rog foarte mult să vorbim la microfon, să vorbim civilizat, pentru că nu se poate face procesul verbal în urma ședinței. Mulțumesc. Discuții legate de proiect? Trecem la procesul de vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a fost aprobat cu 18 voturi. Trecem la următorul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 76 din data de 30.05.2014 privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din intermediarul municipiului Pașcani. Inițiator, primarul municipiului Pașcani. Avizele comisiilor. Juridic favorabil. Juridic favorabil. Discuții legate de proiect. Domnul consilier Olaiu, vă rog. Mă bucur că în sfârșit a fost descoperit și acest registru a spațiului pierzi. Pentru că în ultima amendă, pietra de la lumea din are să găsească. Bun, trecând la subiect, aici avem spațiul care trebuie modificat și acolo văd că pe acel spațiu sunt avut și interes, sunt tot arbori. Din care 3 sau 4 ar trebui din punctul meu de vedere, ar trebui relocați. Aici avem în spate un lucru care ne spune că, de fapt, acești arbori vor fi tăiați. Nu înțeleg de unde apare nevoia asta în administrația locală de a defrișa tot ce prind. Deci, pentru că sunt arbori, ne, să zicem, dacă ar fi 4, 1, hai fi mai mărișor. Dar sunt arbori că de ar pentru că am făcut sticlul asta. Deci, poate, care poate fi foarte ușor relocat. Da? Foarte ușor poate fi relocat. Dar, v-am zis, este tendința asta. Mai mult de studiind același registru, am găsit că două spații verzi au fost, cum spun eu, construcții chiar de administrația locală, sau efectiv au dispărut, cum vreți să spun, distruse, au dispărut. Și mă refer la cele rânduri, da? Și cele pe care le-am găsit în acest registru sunt ăla din spatele poștii, da? Care bloca strada aleia Ștefan cel Mare. Sunt aici. Două rânduri. Și celălalt care e lângă, cum spune, lângă acest spațiu verzi care e modificat. Întreb acum, unde sunt acele spații verzi care au fost distruse? Și mă refer la rânduri, că aici scrie clar, covor vegetal și corp iluminat. În paralel, jardinia. Unde sunt acele două jardinii? Aveți hotărârea Consiliului Local pentru distrugerea acestor două spații de viață? Răspunde domnul primar. Deci, referitor la rândul din spate de la poștă, eu nu știu să fie pe registrul spațiilor verzi. Mă întrebați mult din față de la... Habar nu este. N-ai cum să spui așa ceva, tu primarul eu am spus nu ai cum. Ce s-a verificat de către noi și nu există. Așa mi s-a comunicat mie, o să vedem dacă este adevărat sau nu. Eu vă spun ce mi s-a comunicat mie. Le-am referitor la rondul care este aici, în față, la sediul PNP, el este tot pe strada Eugen Stamatei, rămâne în zonă, este chiar lângă parcare. Puteți verifica că nu l-am mutat de acolo, nu l-am dus în altă parte.
Din punctul meu de vedere și din discuțiile cu cei de la Garda de Mediu, mai ales imobilier stradal, care el este, se mută, vă dați seama că nu este un spațiu verde pe care... E o jardinieră, de fapt, exact cum poate fi o jardinieră din lemn, care are fundament în ea. Deci, tot lumea a spus, domnule, de ce l-ați prins ăla pe spațiu verde, că, în mod normal, nu trebuia să-l prinde. Eu înțeleg, a fost prins ăla care a fost prins, să rămână, n-am nicio problemă. Referitor la speța, la subiectul de aici, ca să asigurăm fluiditatea traficului pietonal și rutier de piogen stamate, trebuie să lărgim un pic trotuarul acolo și soluția găsită de comun acord cu cei de la Agenția pentru Protecția Mediului este să modificăm dimensiunile. În rest, funcționalitatea, poziția, destinația, cum vreți dumneavoastră, și încărcătura cu copaci, să rămână aceeași. Adică dacă acolo va trebui să tăiem patru copaci pe poziția care, să zicem, îi spare, îi plantăm pe poziția care apare. Adică 8 copaci sunt, 8 copaci vom avea în continuare, nu trebuie să schimbi încărcătura spațiului verde sau compoziția spațiului verde de acolo. Am încheiat. Rugămintea mea este ca vă invit să citiți nota din spatele, chiar în, aici în aveți un proiect, o notă în care spune clar că vor fi eliminați acei copaci astea care sunt în replantare. Nu, nu, îmi pare rău, deci nu încerca să mințiți, că nu, nu mi-aș. Am înțeles, o să-i implantăm. Așa, vor fi eliminați. Ce înțelegi dumneavoastră eliminați? Defrișați sau eliminați? Să vedeți că vom planta aceiași copaci ca număr de copaci. Nici eu n-am spus. De când sunt în Consiliul Local de aproximativ 2 ani jumătate și fac parte din Comisia de Circulație, pe masa Consiliului Local sau Comisiei de Circulație nu au venit decât pentru fluidizarea traficului străzi pe care ori există un magazin Lorimer, ori e casa primarului. S-a reglementat circulația în zona liceului Mihai Cușior, da? Astăzi este un haos. Pe strada Mihai Eminescu. Astăzi este un labirint și un haos. Acum venim și cu strada Eugen Stamate, care ne deranjează și spațiul verde de acolo. Deci, răspunsul ăsta îl aștept. De ce se întâmplă lucrurile astea? Numai acolo unde există un interes. În restul, altă stradă, nu s-a întâmplat nimic. Mulțumesc. Nu răspund. Nu, nu, nu. Deci asta e o chestiune personală, un atac nu răspund. Răspunde, domnul viceprimar. Nu răspund la întrebarea domnului Deliu. Eu vreau să... Haideți să așa, dacă fiecare are acolo un magazin să fluidizează, e bine pentru toată lumea. Nu trebuie de acum numai pentru ăla, numai pentru ăla. Doamne, o facem pentru oameni. În primul rând vrem să facem trotuar. Vrem să le dăm strada circulație. Și aș dori să vă atenționez că la propunere modificare geometrie spațiu verde existent, în notă, scrie foarte clar. Suprafața de 61,5 metri provine din cartea funciară 65,7%, arbori rezidenți pe acest spațiu verde sunt 7 pomi fructiferi, vișini crescuți din semințe, un ulb, deoarece aceștia nu pot fi transplantați. Vor fi eliminați pentru reamenajarea spațiului verde și se vor planta același număr de arbori ornamentali din specia prunus și tot așa mai departe, aproximativ de aceeași talie, cât va permite distanța de plantare dintre ei, iar restul arborilor se vor planta în proximitate. Deci nu dispar copacii de acolo. Corect. Consiliere Olariu, vă rog. Vă aduc aminte că tot îmi spuneți toată ziua. Domnul viceprimar, vă aduc aminte, domnul viceprimar, că eu nu am spus nimic de oportunitatea acestui proiect, da? Și cam așa ceva să se înțeleagă. Și în ceea ce privește numărul de copaci care vin plantați în momentul în care
unii copaci sunt eliminați, da? Este de, raportul este de 1 la 2. Ai eliminat sau ai 27 un copac, plătesc 2. Mulțumesc. Asta, poate, nu ne-ați învățat-o nici pe 2 ani. O spun eu, o spun de ce. Domnul Olaju, poate n-am învățat eu cum spui dumneata. Poate. Nu, dar vreau să spun un singur lucru. Vezi că pe capitolul plantări, noi avem, până la acest moment, în acest an, avem 100 de pom. Și nu pom de aia amintite. Ar fi bine să vă informați, ar fi bine să-i vedeți, dacă nu am să vi pozez alături parțelului. Înainte de a-i poza pe aia, pozați și cioatele și copacii care i-ați eliminat ilegal. Am acest de nebără, doriți să mai adăugați ceva? Da. O adevărată poveste este cu această stradă Eugen Stamatin. Aduc aminte din anii anteriori că la propunerea noastră o porțiune din această stradă am dorit să o trecem în domeniul pieții, tocmai pentru a rezolva problemele agenților economici care aveau acolo chioșcurile. V-ați opus, domnul Chintilie, colegii de atunci liberali, ați venit cu o propunere de a face acea parcare de Eugen Stamatin. Primul lucru pe care l-ați rezolvat de când l-ați preluat administrația a fost să vă faceți această parcare pe Eugen Stamatin. După aceea, ați transformat o zonă pietonală și ați redat strada Eugen Stamatin circulații, în tot spus, nu știu cum e, un haos ce e acolo. Aș fi vrut să vă consultați cu Consiliul Local. În acești ani în care vorbim despre schimbări climatice, în care toate autoritățile locale fac eforturi să facă zone pietonale, dumneavoastră ați transformat această stradă și ați scos acele ronduri fără a-ți avea nicio aprobare din partea noastră. Veniți acum și solicitați această sistematizare. Eu sunt de acord cu sistematizări, cu replantări, dacă este cazul. Dar aș fi vrut întâi să ne întrebați dacă suntem de acord dintr-o zonă pietonală să o transformați în zonă de trafic. 2. Printre proiectele cu finanțare europeană lăsate în implementare, aveți și acel proiect EPOCA, prin care trebuia să faceți planul de mobilitate urbană. Ați promis la începutul mandatului că nu veți face nimic, nicio acțiune în ceea ce privește traficul, până nu veți avea acest plan de mobilitate urbană. Iată, au trecut aproape 3 ani, să-l aveți acum în dezbatere, e târziu. Aș fi dorit tot ceea ce înseamnă sensuri unice, tot ceea ce înseamnă zone pietonale pe care le transformați în zone de trafic rutier, să le fi pus în aplicare după votarea planului de mobilitate urbană. Nu știu cu ce specialiști v-ați consultat, dar cert este că mai mult ați încurcat circulația decât să rezolvați cu adevărat ceva. Dacă erați mai aplecat asupra problemei, așa cum ați promis la începutul mandatului, ați fi făcut mai rapid licitația pentru întocmirea planului de mobilitate urbană și ați luat toate deciziile acestea în baza acestui document strategic. Întâlnit. Tot discursul doamnei Delcu este despre mine și ce trebuia să fac, nu are legătură cu subiectul de față, mai ales că este și un atac asupra mea. Deci nu răspund. Păi, eu aș spune întrebare. Este cineva care nu e de acord cu fluidizarea traficului pe Eugen Stamatin? Adică mi se pare atât de absurd această... Nu, eu vreau să fiu pietonat cum era înainte. Trebuia să existe un trafic. Păi, că trebuia să existe un trafic. Nu vă spune Conanchi, vă rog. Haideți să fim civilizați, dragi colegi. Să mergem pe premisa cu minciună repetată în sfârșit de vreo adevăr. Această fluidizare a traficului, orice modificare de sens, transformare în sens unic, a fost aprobată în Comisia de Circulație, doamne Dumnezeu. Unde aveți și dumneavoastră reprezentanți. Asta a spus dumneavoastră, să spuneți că dumneavoastră nu vreți. Dacă mai ne-am plinicat dumneavoastră, să vedem. Trebuie să stăm o leagă să ne gândim, nu? Domnul consilier Olariu,
Vă rog. Da, eu mi-aduc aminte că în mandatul trecut am propus, sau nu, în mandatul ăsta am propus fluidizarea traficului în sens unic, pe strada Izvoarea. Și răspunsul domnului primar a fost că nu poate fi făcut un sens unic pe strada Izvoarea pentru că nu avem plan de mobilitate urbană. Bineînțeles că după două luni acea declarație a dispărut, da, și efectiv nu s-a mai ținut cont. Acum când se vorbește de plan de mobilitate urbană, știu că e mai mult istoria asta, pentru că din punctul meu de vedere s-ar avea mai mult un haos decât s-a fluidizat traficul. Acum, culmea că mai avem nevoie de plan de mobilitate urbană. Dar, în fine, asta e viziunea. Dacă, cum spun eu, unii nu înțeleg că o declarație făcută de un om în o anumită funcție ar trebui să aibă o valoare anume și după aia vin și o schimbi, parcă ești la piață, știi, azi îți dau cu leu, mâine cu 5 lei, pare rău, n-am să cataloghez cam care este caracterul acelei persoane. Poate domnul Budoar mi spune cum sunt caracterele persoanelor care nimeni, da, supeu. Mai colegi, intervențiile au ieșit din sfera proiectului de hotărâre și ne ducem cu totul alte direcții. Haideți să trecem la procesul de vot, vă rog. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul Deliu? Și încă o remarcă, să nu uitați că la un moment dat strada Eugen Stamat era denumită Esplanada de Alt. Proiectul a fost aprobat cu 11 voturi. Trecem la următorul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz către STC Delgaz Gri de SA pentru două loturi de teren proprietate publică a municipiului Pașcani, respectiv lotul numărul 1 în suprafață de 1 metru pătrat situat pe strada Ceferiștilor, județul Iași, parte din număr cadastral 65.319 cu o valoare de interval de 162,18 lei și lotul numărul 2 în suprafață de 1 metru pătrat situat pe strada Gării, județul Iași, parte din numărul cadastral 65.267 cu valoare de inventar de 59,14 lei pentru amplasarea a două cabine a stațiilor de protecție catodică în vederea executării lucrărilor pentru investiția sistem de protecție catodică și branșament electric pentru rețeaua de distribuție gaze naturale din oțel presiune redusă, grup de străzi din municipiul Pașcani, județul Iași, inițiator primarul municipiului Pașcani. Avizele comisiilor, vă rog. Domnul favorabil. Domnul favorabil. Discuții legate de proiect? Nu sunt discuții, trecem la procesul de vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a fost aprobat în unanimitate. 18 voturi. Trecem la următorul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei locațiilor pentru amplasarea mijloacelor de publicitate pietonală de tip ecrane multimedia în municipiul Pașcani. Inițiator primarul municipiului Pașcani. Avizele comisiilor, vă rog. Domnul favorabil. Discuții legate de proiect. Domnul consilier Haldan, vă rog. Am întrebat și ieri și mi s-a răspuns că locațiile respective au fost stabilite conform hotărârii unei comisii, comisie numită din domnului primar, comisie din care au lipsit exact 3 reprezentanți care veneau din partea județului și din care 2 erau arhitecți, oameni de specialitate în domeniu și a căror puncte de vedere ne interesau. În al doilea rând, trebuie să avem în vedere și faptul că în multe orașe, chiar și în municipiul București, în momentul de față se iau hotărâri vis-a-vis de dispariția acestor instalații de publicitate cu monitoare și nu știu dacă la noi este oportun, chiar sunt și noi destul de multe, am înțeles că 26, dacă le țin bine, și nu văd utilitatea pentru municipiul Pașcani, înțelegând că el e 8 ore azi din punct de vedere al semnelor de circulație sau alte lucruri, e foarte bine calculat acest lucru.
Având în vedere situația respectivă, eu mă voi abține de la acest lucru. Vă mulțumesc, doamna consilier Nedelcu, vă rog. Ca și în comisia, ca și ieri în comisia juridică, am întrebat și adresez din nou întrebarea. Cine va achiziționa aceste ecrane multimedia, care înseamnă niște costuri foarte mari? Eu întreb pentru că trebuie să știm ce intenționați să faceți. Dumneavoastră acum veniți și ne propuneți niște locații pentru amplasarea unor ecrane multimedia, da? Multe ca și număr. Și am întrebat ca și intenție dacă veți achiziționa dumneavoastră, adică dumneavoastră, da, sunt ca ordonator de cred, prin votul consilierilor, aceste ecrane multimedia. Deci, intenția este să noi scoatem la licitație doar terenul, vor veni operatorii de publicitate la licitație, ei își montează aparatura lor, ei își fac autorizațiile de construcții, nu se ocupă primăria, nu intenționez să se ocupe primăria de serviciul ăsta. Sunt oameni specializați care sunt deja două cereri la primăria Pașcani, oameni care au venit și au spus. Înțeles. Deci deja aveți două cereri, plecați de la cererea pe care o aveți, nu de la nevoia sau realitatea din teren. Eu mi-aș fi dorit. Vă rog să mă lăsați pe termen. Sunt 22 de locații. Într-adevăr, exact cum a spunea și domnul Halda, tocmai specialiștii din grupul de lucru constituit prin dispoziția dumneavoastră au lipsit de la această ședință. Doi, aș fi vrut întâi să vorbim despre refacerea trotuarelor din zonele respective și nu de darea spre licitație pentru amplasarea unor ecrane pentru publicitate. Cred că prioritățile municipiului nostru sunt cu toate altele și nu să votăm noi acum, să puneți dumneavoastră 22 de panouri publicitare pentru pietoni. Aș fi vrut întâi să asfaltați trotuarele și pe aceea să poate să licitați. Dacă îmi dați voie, chestiunea este în felul următor. Avem un regulament de publicitate, da, votat în 2013. Da? În regulamentul de publicitate, acolo spune că într-o lună, două, trei, nu știu cât trebuia făcut un inventar al acestor locații din municipiul nostru unde să putem amplasa mijloace de publicitate. Mijloace de publicitate care sunt de mai multe categorii. Sunt pietonale, mai mici, sunt înalte la 3-4 metri pentru rutier. Fiecare, să zicem, categorie de publicitate, în regulament trebuia stabilit și cum să fie reclamele pentru magazine din centru. Deci avem un regulament care astăzi este în vigoare. Da? Iar, repet, trebuia cineva să facă un inventar. După 10 ani de zile, astăzi vin în fața dumneavoastră cu un inventar și vă propun din toate categoriile de mijloace de publicitate să începem măcar cu pietonalul, pentru că toate orașele mari din România și din străinătate au reglementat acest lucru. Referitor la comisie, comisia este stabilită prin lege. Și în lege scrie clar cine trebuie să facă parte. Doi arhitecți, doi, trei oameni din primărie de la anumite compartimente, cineva de la Direcția Județeană de Cultură, oameni pe care noi am contactat și le-am trimis adrese oficiale și am încercat de vreo două, trei ori să găsim un numitor comun ca să vină la această comisie. Această comisie, care este alcătuită din 7 oameni, s-a constituit până la urmă în 4, a fost prezent și un domn arhitect, care împreună cu ceilalți membri din comisie s-au deplasat în oraș, au identificat acele zone care să fie potrivite și, repet, noi, dacă trece din votul Consiliului Local, vom scoate la licitație aceste zone, iar operatorii specializați de publicitate vor veni la licitație ca să presteze acolo serviciile. Din punctul meu de vedere este doar un demers de a face un pic de ordine, să zicem, față de situația de acum, pentru că fiecare își amplasează, să zicem, reclame, publicitate, cam pe unde apucă și ar trebui să avem un oraș care, cel puțin pe domeniul ăsta, să încerce să fie ordonat și pus în regulă. Mulțumesc!
Domnul consilier Olariu, apoi domnul consilier Trăiești, vă rog. Da, din câte mi-aduc aminte, chiar am avut o discuție și cu domnul Cristian Caruie. Noi astăzi votăm niște locații, da? Și din câte mi-aduc aminte, în regulament se spunea despre faptul că pe strada Ștefan cel Mare și Cuza Vodă, adică Esplanada și în alte zone, aceste panouri sunt interzise. Casete de reclamă și firmă. Alte, nu sunt aceleași lucruri. Deci două chestiuni separate sunt definite la începutul HCR-ului, au la partea de definiții, sunt precizate bine acolo. Bun. Dar vă rog, continuați-vă ideea și îmi cer scuze. Iarăși mai avem o problemă vis-a-vis de faptul de dimensiunea acestor reclame. Pentru că dacă vorbim dimensiuni mari, acestea nu vor fi operaționale, în sensul că nu vor fi puse ca ele trebuie să respecte niște norme, în sensul că trebuie să aibă anumite înălțimi, distanță față de stradă și așa mai departe. Asta înseamnă că vorbim doar de panouri publicitare multimedia de un metru pătrat, nu? Cam despre asta e vorba. Vorbim despre panouri publicitare de un metru pătrat, nu mai mare. Nu, vorbim de un panou care are, să zicem, o grosime, adâncime de 30 de centimetri maxim, zic eu, și dimensiunile sunt de 1 metru pe 2 metri. Mai simplu, cum arată ușa din asta, atâta este un... Bun, dacă vorbim de 1 metru pe 2 metri, regulament spune că acele panouri se încadrează la panouri mari. Tot ce este pe scrie aici. Tot ce este un metru pătrat, nu, deci nu scrie să reglăm. Tot ce este un metru pătrat se încadrează la panouri mari, până la 12 metri. Deci cei mai mari de un metru pătrat, adică 1,05 dacă vreți metru pătrat, până la 12 metri, panou mare. Și ăla trebuie să fie la o distanță de 2 metri de stradă. Suprafața ocupată la teren sau de care? Ce suprafață? Nu, dimensiunea lui ca panou multimedia. E aproximativ 1 pe 2, m-a spus. Nu, aproximativ. Dar uitați-vă dumneavoastră ce scrie în regulament. Un metru pătrat. Exact. Și un metru pătrat. Dar eu nu discut de regulament acum. Eu dacă dumneavoastră deja știți cam cum trebuie să arăte alea, trebuia, din punctul meu de vedere, trebuia să modificați și regulamentul. O să ajungem și la regulament. Bun, și ajungem la regulament cum? Întâi votăm o hotărâre pentru localul locațiilor. Deși știm dimensiunea panourilor, nu se încadrează în valorile din regulament, dar o votăm ca să fie votat. Eu m-am exprimat destul de clar. Dar v-am spus, dar e simplu. Deci ce peste 1 metru pătrat este panoul mare. Și trebuie să respecte niște norme. Distanță și înălțime. În cazul ăsta, majoritatea locațiilor care sunt în proiect, nu se încadrează. Noi ce votăm azi? Locații. Care locații? La care panouri? Deci, încă o dată, uitați-vă la regulament, domnul primar. V-am explicat. Eu și vă explicat. Panou și ecran multimedia. Proiectul nostru zice ecran multimedia, nu panou. Păi despre ce vorbim? Regulamentul trebuia modificat și după aceea nu o să aibă nicio valoare cu votați ecranii multimedia și în regulament scrie panou. Dacă va fi cazul, din punctul meu de vedere, o să vedem în perioada următoare. Dar care-i graba, v-am spus. Nu mă grăbesc de cred cineva dă impresia de grabă. Deci n-ați început cu regulamentul. Dar nu, stați un pic, nu... Și ați actualizat reclamă? Dar de ce nu l-ați făcut dumneavoastră de 2013 până 2020? Văd că vă grăbiți, că aveți vă firmă două, am înțeles, care vă... Da. Atacuri personale, iarăși, repet... Dar nu, că am văzut că știți dimensiunea. Păi, dar le-am văzut și eu pe stradă, în străinătate, în Iași, în Cluj, în București, în lumea civilizată, publicitatea se face reglementat. Clar. Deci, lumea știe exact cum trebuie să arate un panou din asta. Deci, panou sau ecran multimedia? Ecran multimedia. Deci, ecran multimedia, sunt clar că sunt chestiuni luminoase care se alimentează la curent. Din punctul meu de vedere, nu facem decât un pas în față în a pune niște lucruri la punct pe domeniul ăsta. Unde nu s-a lucrat, ani de zile nu s-a făcut nimic.
Deci eu cred că este un pas în față. Dacă vrem să devenim un municipiu și avem pretenții de municipiu, așa, trebuie să avem reglementată chestiune. Vom veni și cu celelalte rutiere, ca să vedem cum ne putem pune. Pentru că acolo sunt niște reguli. Am încheiat. Deci eu vă spun că nu a să fără consilier de Mediu, vă rog, iarăși discutăm în afara subiectului. Nu ați făcut niciun pas în față, atâta timp cât nu ați schimbat regulamentul. Da? Dacă vreți să puneți panou multimedia de 2 metri pătrați, ăla trebuie să fie la o distanță de 2 metri și la un alțim 2 metri jumate. Da? Deci, distanță de 2 metri față de stradă. Așa că locațiile, v-am spus, să efectiv votăm nimic. Ori schimbați regulamentul, ori ceea ce ați făcut, n-ați făcut nimic. Da? Domnilor consilieri, este adevărat că ecranul multimedia este un mijloc modern de publicitate. Dar locațiile sunt foarte importante, deci aceste ecrane multimedia sunt producătoare de energii foarte mari. Deci aduceți-vă aminte pe clădirea Relaxa, în acel ecran multimedia a făcut genera procese, pentru că pe timp de noapte, de asta spun că locațiile sunt foarte importante, producea multă lumină, încât cei de la blocul de peste drum nu mai puteau să odihnească. De asemenea, este foarte importantă locația, pentru că cele care vor fi apropiate de stradă va trebui acordul poliției rutiere, pentru că pot crea confuzii în trafic. Sunt publicitare, pe culori. Nu sunt pe rutier, deci credeți, deci sunt pentru pietonal. Sunt pe pietonal, dar dacă rămâtați în colț la intersecția grădiniței cu Ștefan cel Mare, credeți-vă că sunt spuse publice. Nu este niciun colț, credeți-mă. Deci. Eu am dat un exemplu, dacă este apropiat de state fiind panoul multimedia, deci generează lumini. Nu deci, sunt în intersecții, ca să vă liniștesc. Deci un panou de 2 metri pe 1 metru vă spune că au undeva jur la 20-27 de mii de LED-uri. Nu sunt în intersecție, dacă asta mă întrebați. Nu vă întreb în intersecție, de azi pot, pentru că trebuie să luate în calcul foarte multe aspecte, inclusiv pe timp de noapte, lumina dacă bate către locuințele cetățenilor sau doar pe zona pietonală. Nu trebuie esplanadă, lumi montat jos, nu e nicio problemă. Dar gândiți-vă dacă ridicați la 2 metri, că lumina proiectată de lele va ajunge direct în balcoane la oameni. Proiectul se referă punctual la aprobarea unei liste a locațiilor. Dacă aveți o problemă cu una din locațiile respective, puteți să fiți punctual să spuneți despre ce este vorba. Mai sunt discuții legate de subiect. Domnul Conache, vă rog. Trebuie să atât de simplu și să complică, pentru că vrem să apărăm pe sticlă. Nu vrem să apărăm pe sticlă, domnul Conache, dar nu vreau să faci dumneata campanie electorală cu Ion care îi faci dedicație acest proiect. Ca să știi. Nu, Deliu, dacă ați citit legea electorală, ați văzut cum se poate face campanie publicitară, i-ați văzut proiectul. Este strict reglementată legea electorală, ați candidat. Spune că nu poți să afișezi. Un amir. Asta nu înseamnă că ecran multimedia poți să... Cine plătește publicitatea, o plătește. Simplu de vorbă, din aplicarea unui proiect votat în 2013. Nu, din punctul meu de vedere, dumneavoastră gândiți acum un proiect de hotărâre strict cu un caiet de sat prin care să-l faceți cadou cuiva. Dacă vreți să vă spun și pe asta. Consilier, haideți să trecem la procesul de vot. Dacă discuția privește proiectul, vă rog. Dacă nu, deja nu trebuie să fie la fiecare proiect. Doamne, sunteți președinta de ședință, nu profesor la școală. Da? Exact. Aveți un derapaj. Mulțumesc mult, domnule consilier. Dacă dumneavoastră considerați că este normal, este normal să vorbim toți unii peste ceilalți. Există dezbatere. Dacă există dezbatere, este lucruri bune. Dezbatere nu înseamnă să vorbești peste altă persoană, domnule consilier. Asta faceți dumneavoastră și în timp ce vorbea domnul consilier Conache și în timp ce vorbesc eu. Dezbatere înseamnă să lași pe cineva să vorbească și apoi să răspunzi. Asta înseamnă respect. Dar asta se întâmplă în marea consilierii PSD, ceilalți de la PNL au voie să intervină. Nu, îmi pare rău, se întâmplă pentru toată lumea. Dacă cineva a vorbit fără să se angajeze la cuvânt, nu l-am întrerupt. Ce este și cazul dumneavoastră? Haideți să trecem la procesul de vot. Deci pe domnul vicepreședinte, să nu vă când mă înjură, să nu mai interupeți când mă înjură. În aceeași ședință, solemn. Promit că spun pasie, nu ți-a putut. Da, mulțumesc. Avea ședință. Și o părere, având în vedere că în 2013 am aprobat un regulament care nu și-a produs decât de 10 ani de zile, au fost prevăzute, probabil, eu nu l-am recitit acel regulament, sigur, în 10 ani de zile au apărut cu totul mult mai moderne instalații pentru publicitate, mijloace pentru publicitate.
Părerea mea a trebuit început cu ordinea firească de a reface regulamentul respectiv și de a vedea ce se poate adapta la regulamentul respectiv, dacă nu se veniți cu un regulament nou, după care să stabilim de fapt ce se va, spații vor fi alocate și ce activități vor fi desfășurate prin aceste mijloace de publicitate. Pentru că dumneavoastră susțineți că regulamentul nu este prea în concordanță cu realitățile zilei, care ne aflăm, dar aprobăm niște locații și licitația în baza cărui act normativ, a cărei hotărâre. Deci întâi stabilim, după care modificăm regulamentul. Poate, la licitație, pe bază. Procedura de licitație. Deci procedura de licitație este ulterioară. Acum, dacă vrea să sunteți de acord cu locațiile, mergem mai departe. Dacă nu sunteți de acord cu locațiile, dar procedura de licitație vor trebui să, să știe clar în punctul X ce fel de panou publicitar va funcționa. Dar omul să știe. Ori lucrul acesta se stabilește prin regulament. Deci, este foarte clar. Deci e o întrebare firească, logică, care, la care nu se găsește deocamdată răspuns. Asta e părerea mea. Asta nu înseamnă că nu suntem de acord cu să aibă loc astfel de, de scoatere la licitație, astfel de puncte de publicitate. Dar, repet, așa după cum am văzut că unii s-au aprins aici, își trebuie să respectate anumite legislații și anumite lucruri care sunt adaptabile municipiului nostru. Mulțumesc. Haideți să facem la procesul de vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a fost aprobat cu 10 voturi. Proiect de hotărâre numărul 8, privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai iulie 2023, inițiator primarul municipiului Pașcani. Propuneri? În comisia juridică aviz favorabil. Cine face propuneri? Domnul Conache, propun. Propun pe domnul Halda. Mai sunt alte propuneri? Nu pot să votez de două ori că se eliberează nouă vechi președinte. Dacă nu mai sunt alte propuneri, nu să-i răspund domnului Dediu. Da, domnul Dediu, știți, atingerile la profesie nu sunt etice, în primul rând, da? Și să știți că elevii de la școală nu au nevoie de ridicarea tonului și de observații repetate. E o diferență. Și nici nu vorbesc. Și nici nu vorbesc în timp ce vorbește altcineva, nici măcar colegii. Dați-mi voi să vă arăt un filmuleț aici pe telefon de la școală. Undeva, că nu vă pot arăta public, da? De fix de la școală. Și atunci îți vedeți la locul unde sunteți. Supunem la vot propunerea pentru că este una singură. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a fost aprobat cu 18. A fost aprobată propunerea. Aprobăm și proiectul. Supunem la vot proiectul împreună cu propunerea votată deja. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Proiectul de hotărâre a fost votat cu 18 voturi. Așadar, următorul președinte de ședință va fi domnul Haldan. Și trecem la ultimul proiect de hotărâre, cel suplimentar. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, renovare energetică, Colegiul Tehnic de Căi Ferate, Unirea Port C3 și C4, municipiul Pașcani, județul Iași, inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Avizele comisiilor. Discuții legate de proiect?
Atunci tu punem la vot proiectul. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a fost aprobat cu 18 voturi. Trecem la secțiunea diverse. Cine se înscrie la cuvânt? Domnul Lariu, domnul Dediu, domnul Fantazi, domnul Prodan. Poftim, domnul Lariu. Acum vreo câteva ședințe i-am adus, l-am întrebat domnul primar și n-am mai primit niciun răspuns. L-am întrebat despre construcția de blocul meu ilegală de la blocul Moldova. Nu mai știu nimic, a rămas să se intereseze și a spus că nu am mai primit nimic. Bun, doi. În momentul când faci, să zicem așa, o cerere de 544 mai departe și ți se răspunde cam de fiecare dată că nu poți primi acele informații în cauza reglementărilor GDPR, și în momentul când vrei să faci, să spunem că ai făcut o plângere administrativă, teoretic acea plângere administrativă ar trebui să fie analizată de către o comisie. Întreb, există acea comisie în primăria Bacău? Și încă o chestiune, cunoscută și de domnul primar și de domnul viceprimar, vis-a-vis de compartimentul patrimoniu. Da. Știți prea bine, domnul primar, domnul viceprimar, este o speță vis-a-vis de un comerciant care dorește să închirieze pe raza municipiului Baștan un spațiu, da, care teren. Este purtat de angajații primăriei, din administrația locală, de la acest compartiment, pe drumul de atmai a doua lună. Deci, a făcut într-o lună cerere, îi se răspunde în a doua, șaptea zi, un pic înainte, cum se face, că eu știu, eu cunosc că în ultima zi, ca să mai răspund, să mai reacționez. Este interpelat în a doua, șaptea zi și îi se spune că îți mai trebuie o hârtie sau nu știu ce chestiune. Au trecut 30 zile, spune, cum ar spune solicitări pe domnul primar, mai fă o cerere, se face cererea cealaltă, iarăși, în a doua, șaptea zi, spune, domnule, mai trebuie o hârtie. Eu acum stau și întreb, că tot se vorbea de resurse limitate la primăria municipiului Pașcani. Tot s-a vorbit de taxe mărite. În ultimul timp, acum vreo câteva am trecut, cred că nu dacă anul ăsta, domnul primar spunea că intenționează să mai mărească încă o dată salariile angajaților din primărie. Acum mă întreb, eu, angajații din primărie, fac ceva? Și aici mă refer strict doar la acest compartiment. Fac ceva pentru ca bugetul municipiului Pașcani să încaseze bani. Pentru mărdiți de salarii și așa mai departe și alte investiții, atâta timp cât tu ești pe a doua lună și de vechi, cum spun eu, când te adixești să răspunzi la o cerere, mi se pare aberant. Să nu pun că domnul primar vine din mediul privat. Și ar trebui ca astfel de situații să nu se întâmple. Acum stau și întreb. De ce sunt aceste întârzieri? Și întrebarea este plauzibilă, da? Oare aceste întârzieri sunt datorate de faptul că se așteaptă ca cineva să primească o șpagă pentru a rezolva această cerere? Întreb. Mulțumesc. Referitor la această întrebare, eu sunt afară de subiect, nu cunosc subiect. Nu, îl cunoaște. Deci la mine nu poate să. Nu, asta îl cunoașteți, nu e responsabilitatea dumneavoastră. Care subiectul acolo? Spuneți-mi despre cine vorbește. Eu nu dau spațiu. Da. Nu. A spus că nu aveți ce să faceți, nu-i treaba. Și corect, deci a spus că doar cunoașteți, nu v-am zis că fiu de responsabilitatea dumneavoastră. Alo. La compartimentul patrimoniu, care dacă va trebui unul sau doi oameni, deodată sunt trei acolo, este foarte mult de muncă. Am dat pe procedură de concurs. Nu suntem perfecți la patrimoniu, probabil că mai sunt unele cereri care, să zicem, la care se răspunde cu o anumită întârziere, dar din punctul meu de vedere, dacă nu vii discutăm punctual pe un subiect, măcar să-mi spuneți de despre ce este vorba, așa, la modul general, nu avem chiar o aveți pe telefon, ați fost și dumneavoastră interpelat și aveți pe telefon. Înțeles, dar eu vă spun sincer că câteodată oamenii au dreptate, câteodată nu au dreptate. Deci fiecare speță trebuie tratată individual, pentru că așa poți să iei o hotărâre corectă. Deci, la modul general,
răspundem la toate cerințele care sunt de la primărie, nu suntem perfecți, mai sunt câteva zile de întârziere, dar la fel este și la urbanism, de exemplu, la fel este și la conjunctura și cadastru, adică nu s-a făcut, nu suntem la primăria Pașcani perfecți, ca să fim un model pentru restul de OAT din țara românească, dar încercăm să ne perfecționăm. Am încheiat. Domnule primar, inevitabil se dă autorități pentru a se interveni în stradă pentru țevile de la apă, de la gaz și chiar dumneavoastră spuneați anul trecut că cei care au intervenit în asemenea locuri trebuie să aducă locul așa cum l-au găsit. Avem o situație în Vale, la școala 6, de două săptămâni s-a intervenit, zic eu, de către cei de la Delbrit Gaz pentru că au intervenit în stradă, au pus un gard îndrăzmuitor și pe el scrie Ion Gaz. După care de două săptămâni se mai întâmplă nimic, este fix în mijlocul străzii, a blocat toată strada și nimeni nu mai face nimic. Ce stradă pe ei? La școala Mihai Busuioc în Vale. Deci au intervenit pe gard, spun că scrie Ion Gaz. De asta vă zic că au intervenit. Pe suprafață de vreo 16 metri pătrați pe care s-a intervenit. Au făcut un gard, l-au lăsat acolo și au blocat toată strada de două săptămâni. Am înțeles. Pentru că se fantazi, vă rog. Eu am mai ridicat problema, la până 2-3 luni, care mi se urmă, vis-a-vis de investițiile care se fac în urmatul public și le-a spus domnul primar că sunteți de acord cu propunerea, cu ceea ce am semnalat, dar nu s-a întâmplat nimic vis-a-vis de cei doi stâlpi în fața semafoarelor, respectiv intersecția gării cu Cetăriștilor și un stâlp pe grădinițe în fața semafoarului pierdică vizibilitate. Și nu știu cine se ocupă de investiția aceasta din partea primăriei. Pe strada gării, practic, s-au oprit cu stâlpii la baza pasarelei care trece care ferată spre lungă. Acolo este o parcare cu muriu, prinsă la iluminat, era prinsă la iluminat. Nu am înțeles cine a hotărât să nu se amplaseze strict în zona respectivă. Pentru că e o zonă întunecată, e și pasarela pietonală și canalul chiar acolo s-a oprit cu extinderea rețelei din iluminat. Deci, referitor la chestiunea cu stâlpul de la semaforul din Valea de la Gară, așa este, dar acum se lucrează, ați văzut dumneavoastră pe strada Grădiniții, am lăsat să ducă înainte cu lucrarea și ca să facă volum mare și să terminăm în timp util. Iar la chestiunea care spuneți dumneavoastră, al doilea stâlp ar fi unde? La semaforul din Grădiniții, din Pantă. La semaforul de pe Grădiniții, din Pantă. A, omorci către spital. Omorci către spital. Am înțeles. Da, eu n-am observat acolo să fie o problemă, la fel cum este la gară. La gară, așa și mie mi se pare că e prea aproape pus, atât au putut ieri, atât au făcut. Am înțeles. Vă concentrați. Când o să fie la... Poți vă dați seama că trec zilnic pe acolo, dar nu m-am observat să mă deranjeze ceva, cum este mai evident, să zicem, faptul la gară. Referitor la pasarela de la muncă, vă rog, deci... Deci... Practic, s-a oprit cu extinderea rețelei în preajma pasarelei. Nici nu ajunge la pasarele. Și acolo este o parcare... Erau chiar în curbă, din ce am văzut. Este o parcare acolo, da? Care nu are niciun stâlp, nu este iluminat absolut deloc. Și prin proiect a fost prevăzut dacă e nevoie să fac scris, pot face și scris. Am înțeles, deci nu știu să fie o... Au mers cu stârpii, am văzut aproape de curbă la capăt, chiar să bau manual acolo, pe partea aia. Parcarea are 50 de metri, 60 de metri. Dar parcarea este în curbă, acolo? Deci se face puțin dreapta, pune doar autocaloanele, mașinile mari în zona respectivă. Da, nu știu, n-am observat să fie o problemă. Pentru strada Unirii, de aici, partea asta. Da, înțeles. O să vedem despre ce este vorba, dacă mai este de făcut, putem să facem și o notă de șantier, dacă este cazul cu prelungire. Da, deci, deci nu văd o problemă, nu a spus nimeni să se facă sau să nu se facă. Efectiv, asta este probabil din proiectare, o să verificăm speța. Am reținut. Mulțumesc, domnul consilier Prodan.
Da, Hristos a înviat, bună ziua. Spuneți-mi, vă rog, ce mai facem cu privire la câini comunitate? De la zi la zi avem o problemă și cât mai mulți câini peste tot. Aveți om în acest domeniu. Deci e o problemă gravă, foarte gravă. Foarte mulți copii sunt cucăriți de câini, deci nu se poate așa ceva. E o problemă reală. Deci nu ne jucăm cu aspectul ăsta. Aveți dreptate. Deci e o problemă reală. Facem ceva sau nu? Vă răspunde domnul viceprimar. Gândiți că de timpul de zi avem oameni care nu știu prin. Ce anume? N-am înțeles. Fiecare zi avem oameni care merg și prin. Dacă prin din fiecare zi la început am ajuns, i-aș prin la iași. Am înțeles, același răspuns. Când i-aș prin pe iași. O parte fost la piață de Paște. Același răspuns să-l dați pe timp. De unde vin acei câini? Monitorizați, duceți undeva. Adică... Vă rog să aveți în vedere acest lucru. Nu mai vreau, aceeași întrebare, ca și omul Codan, vă rog și eu. Ce un aspect, vă rog, al doilea? N-am fost atent la proiectul 7. Ce ocupa nouăle publicitare? În raportul de specialitate, a trecut acolo un motiv că sunt niște cereri înaintare de către niște operatori, da? Da. Am rugăminte dacă puteți să ne transmiteți și consilierilor de adrese de e-mail la cereri. La cereri, ce vedem. Să vedem. Da? Să rog colegii de la PDS. A venit un cetățean așa cu două luni de zile, cred că la audiență, într-o joi, era spre final de audiență și mi-a zis, domnule, ce face? Ce domnule, o surpriză în perioada următoare să... Scoate, mă hotărăm de Consiliu. Aveți cereri scrise sau? Da, cred că este cereri scrise, că da, pe toată lumea încurajez să depună. Păi nu, că mi-ați spus că aveți două cereri de asta. Nu le-am eu acasă. Nu acasă, în urmărie. Eu știu că există una sau două cereri de la niște firme, nu știu de unde sunt, care au făcut cereri pentru chestiunea asta. Domnul primar, nu vreau să intru în contradicție cu dumneavoastră. Dumneavoastră, la proiect, ați transmis faptul că sunt două cereri din legislație. Am întreținut. Dumneavoastră ați spus, nu eu. Da. Confirm în continuare și v-am spus și acum, întăresc ceea ce am spus și acum două luni de zile, cred că la o audiență de joi, la sfârșit de audiență, era un domn care mă aștepta și m-a întrebat, domnule, am vorbit anul trecut, s-a mai făcut ceva cu panourile alea când vrem să ne amplasăm și am zis, da, urmează în perioada următoare. Este un operator de publicitate specializat, care are probabil un business-ul ăsta și în altul municipiu. Vă rog tare mult, dacă domnul primar poate nu rețineți, să dați aceleași adrese. Eu sunt relaxat pe subiectul ăsta, dacă nu asta aveți un unghi, unul la altul. Vă mulțumesc, primarul a fost acuizat, capitolul diverse asemenea, ședința s-a încheiat. Declar ședința încheiată.